foarte cristalin. Da, păi de aia. Ia uite, și-a lăsat. Și-a făcut în China și tatuaje. Nu, l-am de 10 ani pe ăsta. Da? Mă, da. Ce ai făcut în China? Am vizitat și m-am distrat. Ce, China? Eu când te-am văzut pe Marele Zid acolo, călare. Marele Zid? Da, uite, zic, bă, ce trucași mișto fac ăștia, ce-o căuta Andreea. Cum le zic chinez. Exact, da. Ca în poza lui Leo cu milionul. Exact, Leo, da, Leo, ia uite frățiar. Leo cu milionul, Andreea cu zidul. Da. Foarte tare. Nu știam că erai plecat. Și după aia m-am gândit, zic, bă, de ce e singură? Și nu de e cu Nichi. Da, și după aia a picat bomba, zice Tonciu, ce, băi, nu e niște comuniști chinezi ăștia. N-aveau YouTube, n-aveau Google, n-aveau Facebook, să nu poți tu să pui o poză, să dai un check-in la Marele Zid. Băi, Mao Zedong. Uite, frate, imagine din China. Da. Uite. Mao Zedong. Aia nu-i casă de țigani? Nu trebuie, nu trebuie ne răspund. Nu, nu, nu. E foarte frumos. Ai aprins o lumânare? Să știi că nu se folosesc lumânări, se folosesc bețișoare la ei, în loc de lumânări. De urechi. Așa. Dar miroase frumos, domnule. Că doar nu de nas. Da, normal că de urechi. N-am vrut să zic că de nas. Băi, de ce sunteți chinezi? Nu mănâncă cartofi prăjiți, orez, că am auzit. Orez prăjit? Nu cred. Da, ce ai mâncat? Nu prea am mâncat. De ce? Da, ai slăbit așa, au rămas doar țințele de tine. Nu mi-a plăcut mâncarea de acolo. De ce? Avea un gust... La urec de lemn, pui gombau... Nu, nu se compară cu mâncarea de la noi. Nu? Nu? Nu se, păi nu, că se noi le-am românizat, noi le-am pus de alea. Ai mâncat ciuperci în copac? Nu. Nu se compară cu mâncarea chinezească de la noi. Da, da, da. Urec de lemn sunt ciuperci. Păi aia e mâncarea originală, din China. Nu trebuie așa retorat, aveți urec de lemn. Da. Ok, hai că termină repede și cu China. Adică să ratezi, să te duci în China să mănânci un creier de maimuță, mi se pare așa, te-ai dus degeaba. Ce ai, mă? Da, mă, ți-o aduce vie la masă. Crede mai mult? Da. Da. Nu. Nu, doamne, nu. Ferește, da, mara, nu. Da, mă, bine, ai fost în China. Ce s-a...